Primarul Clujului, Emil Boc, susține că trebuie să fie organizată o discuție pentru a se analiza oportunitatea construirii unui metrou, măcar de la Polus la aeroport. Eu nu spun că nu merită. Deocamdată se fac analize. Eu am propus o discuție, măcar de principiu, pentru a se vedea ce ar însemna un metrou, măcar de la Polus și până la aeroport. Costurile sunt de miliarde de euro. Se face o analiză pentru a se vedea cum va fi sustenabil un astfel de metrou la un oraș cu o jumătate de milion de locuitori. Eu cred că nu trebuie exclusă o astfel de variantă pe termen mediu și lung, a declarat primarul Emil Boc. Declarația a fost făcută după ce primarul Emil Boc a fost întrebat dacă nu merită Clujul un metrou înainte de Timișoara. Scrie știri de cluj.ro. Orașul de pe Bega a anunțat încă din 2015 că vrea să realizeze un metrou. Un kilometru de metrou a costat 50 de milioane de euro în București. La noi sunt 10 kilometri. Ar fi peste 400 de milioane de euro, a explicat un consilier local din Timișoara.